Conform ordonanței de urgență, profesorii și directorii școlilor nu vor mai putea da concurs în fața Consiliului de Administrație al școlii, ci vor fi numiți sau examinați de inspectoratul școlar. Dacă ne întrebați pe noi cei de la PDL, se vede clar în cuprinsul legii 1, Legea Educației Naționale, care a dat această putere de a decide angajarea și concursurile pe post pentru profesori, autorităților locale și, până la urmă, părinților care fac parte din Consiliul de Administrație. Dacă întrebați pe cei de la PSD, o să vedeți în cuprinsul acestei ordonanțe care modifică legea educației, că pentru ei contează cel mai mult ce spune inspectorul școlar județean, care este numit de partidul de la guvernare. O altă modificare incriminantă este aceea care dă libertatea universităților să ofere cursuri universitare, inclusiv contra cost, absolvenților de liceu care nu au promovat bacalaureatul. Aceste modificări nu fac altceva decât să ducă finanțări din învățământul preuniversitar spre cel universitar, permițând învățământul universitar să aibă programe de studii de pregătire pentru bacalaureat prin colegiile universitare pentru elevii care n-au luat bacul, nu este nici într-un caz normal, nu este normal nici a treia sesiune de bacalaureat, pentru că ne aglomerează în școli programul în primăvară într-un mod nejustificat și va aduce prejudicii procesului instructiv educativ. Democrat-liberalii consideră neconstituțională această ordonanță de urgență și au sesizat avocatul poporului.